Bine ați revenit la cursuri! Acesta este ultimul curs teoretic de optică geometrică, dar așa cum v-am promis, urmează cursuri de aplicații și de asemenea am început rezolvări de probleme de optică geometrică, așa cum se întâmplă și la celelalte capitole. Azi vreau să vă vorbesc despre câteva aparate optice mai des întâlnite. Un aparat optic este un dispozitiv care produce imagini prin fenomene optice, de obicei reflexie și refracție. Și în funcție de tipul imaginii, aparatele optice pot fi aparate cu imagine reală, imagine care poate fi prinsă pe un suport, pe un ecran, de pildă, sau aparate cu imagine virtuală. Și în acest din urmă caz, imaginea virtuală pe care o produce aparatul devine obiect pentru ochi, care dă o imagine a imaginii. Produce o imagine reală pe retină a imaginii virtuale pe care o dă aparatul optic. Deci aparatele cu imagine virtuală sunt proiectate să lucreze împreună cu ochiul și împreună dau, așa cum am spus, în final o imagine reală. Pentru a putea compara aparatele optice între ele, se folosesc câteva mărimi care caracterizează unele aspecte ale imaginilor. De pildă, aparatele care dau imagine reală și numai ele pot fi comparate prin ceea ce numim mărire liniară. O mărime pe care o cunoașteți deja, se notează de obicei cu beta și este raportul dintre Y2 și Y1, Y2 fiind dimensiunea liniară a imaginii și Y1 dimensiunea liniară a obiectului. Deci este o mărime adimensională, nu are unități de măsură și ea depinde de poziția obiectului. Această mărime nu poate fi utilizată în cazul aparatelor care dau imagini virtuale pentru că nu putem măsura dimensiunea unei imagini virtuale. Și atunci, în cazul acestor aparate, folosim alte mărimi care le caracterizează, cele mai importante fiind puterea și grosismentul. Puterea optică se calculează cu relația tangentă de alfa 2 supra Y1, unde alfa 2 este unghiul sub care se vede imaginea atunci când privim, evident, prin aparat. Iar Y1 este dimensiunea liniară a obiectului. Și puterea optică depinde de poziția obiectului. De aceea se folosește uneori puterea optică atunci când imaginea se găsește practic la infinit. Și în acel caz, puterea se numește putere optică nominală. După cum vedeți, puterea are dimensiuni. Unitatea de măsură în sistemul internațional va fi 1 pe metru, metru la minus 1, sau dioptrie. Pentru că, așa cum știți, metru la minus 1 sau 1 pe metru se numește în optică dioptrie. O altă mărime importantă pentru aparatele cu imagine virtuală este grosismentul. Se notează cu litera C mare și este raportul dintre tangentă de alfa 2 și tangentă de alfa 1. Unde alfa 2 este același lucru ca în cazul puterii, adică unghiul sub care se vede imaginea când privim prin aparat, iar alfa 1 este unghiul sub care se vede obiectul. Deoarece și grosismentul depinde de distanța de la aparatul optic la obiect, pentru standardizare se folosește cazul în care obiectul se găsește la distanța optimă de vedere. Distanța optimă de vedere se notează cu delta, de obicei, și este cea mai mică distanță la care putem vedea un obiect fără ca ochiul să facă eforturi de acomodare, adică cu ochiul relaxat. Și pentru ochiul uman, această distanță optimă de vedere este considerată 25 de centimetri sau 1 pe 4 metri. Și este o mărime foarte importantă pentru aparatele optice, așa cum veți vedea în continuare.
să notăm aceste lucruri. Aparatele cu imagini reale sunt de obicei aparate care formează imaginea pe un ecran ca să poată fi văzută de mai multe persoane simultan sau formează imaginea pe un suport fotosensibil pentru a fi memorată, cum se întâmplă în cazul aparatului de fotografiat sau a aparatelor video. Voi vorbi foarte pe scurt despre aparatele cu imagini reale, pentru că din punct de vedere optic, principiul lor de funcționare este simplu. Aparatele care formează o imagine mărită pe un ecran se numesc aparate de proiecție. Ele pot fi de mai multe feluri, dioscope, epidioscope, retroproiectoare și așa mai departe, dar în general au două părți componente principale, și anume condensatorul de lumină și obiectivul. Condensatorul de lumină, așa cum vedeți pe desen, are rolul de a concentra lumina pe obiectul a cărui imagine vrem să o proiectăm. Dacă imaginea se găsește pe o suprafață transparentă și lumina trece prin suprafața respectivă, atunci avem un dioscop. Iar dacă imaginea se găsește pe un suport opac și lumina doar se reflectă pe imagine sau pe obiect, atunci avem un episcop. Iar dacă aparatul poate să lucreze în ambele moduri, atunci avem un epidioscop. Acest condensator de lumină este alcătuit dintr-o sursă puternică de lumină, o oglindă sferică convergentă, deci concavă, așa cum vedeți în desen. De obicei există apoi o lentilă de formă specială, asferică, deci nu este o lentilă care are suprafețele în formă de calotă sferică, ca să elimine aberațiile care se produc pentru cazul în care colectăm lumina pe o suprafață atât de mare. Mai există de obicei și un filtru de căldură, pentru că o sursă puternică de lumină de obicei produce și multă căldură și trebuie să protejăm materialul pe care este stocată imaginea de căldura respectivă. Și uneori mai există și o lentilă finală, numită lentilă condensator. Lumina care vine de la condensator trece, așa cum v-am spus, prin materialul pe care se găsește imaginea sau se reflectă pe materialul pe care se găsește imaginea și apoi trece prin ceea ce numim obiectiv. Și obiectivul are rolul de a forma imaginea reală care va fi proiectată pe ecran. Și de obicei este o asociere de multe lentile pentru a elimina aberațiile. Trebuie neapărat să încercăm să eliminăm pe cât posibil aberațiile, pentru că imaginea finală va fi foarte mare și orice aberație optică va fi foarte vizibilă. Și în final, proiectăm imaginea, așa cum am spus, pe un ecran și imaginea poate fi văzută simultan de mai multe persoane. Aparatul de fotografiat este alcătuit în principiu dintr-o incintă în care lumina poate intra doar prin obiectiv, un obiectiv, și la aparatul clasic avem un film fotografic sau la aparatele digitale o suprafață fotosensibilă care transformă semnalele luminoase care ajung la ea în semnale electrice care apoi sunt memorate. Obiectivul este, așa cum am arătat în cursul despre aberațiile optice, o asociere de lentile pentru a elimina pe cât posibil aberațiile și acest obiectiv produce o imagine reală răsturnată pe filmul fotografic sau pe suprafața fotosensibilă. Aparatele de înregistrare video funcționează pe același principiu.
fiind de fapt echivalentul unui aparat de fotografiat care poate face multe fotografii pe secundă. O structură optică foarte asemănătoare are și ochiul. De fapt, asta nu trebuie să ne mire, pentru că primele aparate optice numite camere obscure au fost realizate după modelul ochiului. Dar despre ochi, precum și despre detalii tehnice legate de aparatul de fotografiat, intenționez să vorbesc în cursurile aplicative. Și acum să trecem la aparatele care dau imagini virtuale. Ele sunt folosite fie pentru a ne permite să vedem ceea ce nu putem vedea cu ochiul liber, fie pentru a vedea mai bine obiecte care sunt foarte mici sau sunt foarte departe. Și de aceea, ele produc o extindere a capacității optice a ochiului. Mai ales că, așa cum am spus, ele lucrează întotdeauna împreună cu ochiul. Și din cauza că ne permit să vedem mai bine anumite lucruri sau să vedem lucruri pe care nu le putem vedea, sunt foarte importante toate aceste aparate pentru cercetarea științifică, mai ales în domeniul medicinei, a biologiei, a fizicii, a tehnicii și, bineînțeles, a astronomiei, dar și pentru alte domenii. Cel mai simplu aparat care dă o imagine virtuală este lupa. Ea este, de obicei, o singură lentilă convergentă, dar există și lupe de putere mare și atunci avem o asociere de lentile, de obicei, ca să eliminăm pe cât posibil aberațiile. Așa cum vedeți în desen și așa cum v-am spus la cursul despre lentile, o lentilă convergentă poate să dea o imagine virtuală numai dacă obiectul se găsește între lentilă și focar. Și în acest caz, cu cât obiectul se găsește mai aproape de focar, cu atât imaginea va fi mai mare. Să vedem cât este puterea optică a unei lupe. Puterea optică, după cum știți deja, este raportul dintre tangentă de alfa 2 și Y1, alfa 2 fiind unghiul sub care se vede imaginea atunci când privim prin aparat, iar Y1 fiind dimensiunea lineară a obiectului. În desen puteți observa că tangentă de alfa 2 se poate scrie ca fiind Y1 supra AO. Dar pentru că, așa cum am spus, obiectul trebuie să fie foarte aproape de focar, îl putem aproxima de AO cu distanța focală. Și atunci tangentă de alfa 2 va fi Y1 supra F. Și puterea atunci va fi tangentă de alfa 2, adică Y1 supra F, totul supra Y1, Y1 se simplifică și găsim că puterea lupei este 1 supra F mic, 1 supra distanța focală, dar 1 supra distanța focală este convergența. Deci puterea unei lupe este de fapt convergența lupei respective. Dar grosismentul este raportul dintre tangentă de alfa 2 și tangentă de alfa 1. Alfa 1 fiind unghiul sub care se vede obiectul privit cu ochiul liber. În acest desen puteți observa că dacă obiectul se găsește la distanța optimă de vedere, atunci tangentă de alfa 1 se poate scrie ca fiind Y1 supra delta. Delta fiind distanța optimă de vedere. Și acum, dacă avem și tangentă de alfa 2, dată de această relație, și tangentă de alfa 1, putem calcula grosismentul, care va fi tangentă de alfa 2 Y1 supra F înmulțit cu tangentă de alfa 1 cu inversul acestei fracții, delta
supra Y1. Și atunci Y1 se simplifică din nou și găsim pentru grosisment formula delta supra F mic. Dar 1 supra F mic este puterea. Așa că putem scrie că grosismentul este puterea înmulțită cu delta. Și pentru că în cazul ochiului uman delta are valoarea 1 supra 4 metri, înseamnă că în final avem o relație numerică între grosisment și putere, și anume grosismentul este puterea împărțită la 4 în cazul lupei. Să notăm. Microscopul. Dacă vrem măriri mai puternice decât poate să producă o lupă, atunci folosim microscopul. Desenele pe care le voi folosi în continuare sunt dintr-un manual mai vechi de fizică. Am scris în descriere despre care manual este vorba. Acest desen descrie principiul optic de funcționare al microscopului. Avem o sursă de lumină notată S, o lentilă care concentrează lumina pe obiect, notată cu C. Uneori, în locul acestei lentile, avem o oglindă concavă care concentrează lumina. Și avem apoi o lentilă numită obiectiv, care produce o imagine intermediară, reală a obiectului, mărită, dar care încă nu este imaginea finală. Și apoi avem o altă lentilă, pe care o numim ocular, pentru că prin ea privim, și această lentilă se comportă ca o lupă pentru imaginea intermediară. Deci ne dă o imagine virtuală, din nou mărită, a imaginii reale pe care ne-a dat-o obiectivul. Așa că, după cum vedeți, piesele principale sunt obiectivul, cel care dă o imagine reală a obiectului, și ocularul, cel prin care privim și care, ca o lupă, dă o imagine mărită a imaginii reale pe care a produs-o obiectivul. În acest desen puteți urmări mersul razelor de lumină în microscop. Obiectul notat cu AB se găsește foarte aproape de focarul obiectivului, pentru că vrem o mărire puternică, și de aceea imaginea lui reală dată de obiectiv este mult mărită. Distanța dintre lentile este aleasă în așa fel încât imaginea dată de obiectiv, acea imagine intermediară despre care v-am vorbit, A'B', se formează între focarul obiect al ocularului și ocular, dar din nou foarte aproape de focar. Și asta înseamnă că imaginea dată de ocular, A secund, B secund, imaginea finală, este, așa cum am spus, virtuală. Deci avem următoarele notații în desen: dimensiunea obiectului Y1, dimensiunea imaginii intermediare Y1', dimensiunea imaginii finale Y2, distanța focală a obiectivului F'1, distanța focală a ocularului F'2, iar distanța dintre focarul imagine al obiectivului și focarul obiect al ocularului este notată cu E'. Este o mărime foarte importantă pentru microscop, pentru că, așa cum veți vedea, ea apare în formulele puterii și grosismentului microscopului. Și acum să deducem formulele pentru microscop. Puterea este, așa cum știm, tangentă de alfa 2 supra Y1,
Și din triunghiul A'B'O' putem să scriem tangentă de alfa 2 este egal, vedeți în desen, cu Y1' supra A'O'. Dar A'O' este aproximativ egal cu distanța focală a ocularului. Pentru că, așa cum am spus, imaginea intermediară A'B' se formează foarte aproape de focarul ocularului. Și atunci tangentă de alfa 2 se poate scrie Y1' supra F'2. Avem apoi două triunghiuri asemenea, triunghiurile A'B'F' și triunghiul F'MO. Sunt asemenea pentru că sunt amândouă dreptunghice și au două unghiuri opuse la vârf. Și atunci putem scrie următoarea proporție. Y1' supra Y1 este egal cu A'F' supra F'1. Și A'F' este aproximativ egal cu E, distanța dintre focare, din același motiv pe care l-am spus mai înainte. Pentru că imaginea intermediară, A'B' se formează foarte aproape de focar. De atunci, îl putem exprima pe Y1 de aici, ca să-l putem folosi în formula puterii. Y1 este egal cu Y1' înmulțit cu F'1 supra E. În loc de A'F' scriu E. Și acum pot să calculez puterea. Puterea va fi egală cu tangentă de alfa 2 este Y1' supra F2 și totul supra Y1, adică Y1' înmulțit cu F'1 supra E. Și de aici rezultă că puterea microscopului va fi E supra F'1 înmulțit cu F'2. Adică, după cum vedeți, microscopul are o putere cu atât mai mare, cu cât e mai mare E și cu cât sunt mai mici distanțele focale ale obiectivului, respectiv ocularului. Deci E trebuie să fie mare, de aceea microscopul are un tub care să țină departe cele două lentile, obiectivul și ocularul. Pentru că, repet, cu cât E este mai mare, este mai mare și puterea. Și acum să calculăm și grosismentul. Grosismentul este tangentă de alfa 2 supra tangentă de alfa 1. Tangentă de alfa 2 este Y1' supra F2. Iar în acest desen puteți observa că dacă obiectul se găsește la distanța optimă de vedere, atunci tangentă de alfa 1 se poate scrie Y1 supra delta. Delta fiind distanța optimă de vedere. Și atunci grosismentul va fi tangentă de alfa 2 Y1' supra F2 înmulțit cu inversul tangentei de alfa 1, adică înmulțit cu delta supra Y1. Dar Y1 are această expresie. Deci Y1' înmulțit cu F'1 supra E. Și din nou se simplifică Y1' și găsim pentru grosisment delta înmulțit cu E supra F'1 ori F'2. Dar E supra F'1 ori F'2 este puterea. Și atunci grosismentul este puterea înmulțită cu delta.
Și din nou, pentru că delta, distanța optimă de vedere, este 1 supra 4 metri, am o relație numerică între grossissement și putere. Grossissementul este puterea împărțită la 4. Dacă nu vrem să vedem imaginea, ci să fotografiem imaginea dată de un microscop, atunci imaginea finală vrem să fie reală, ca să se poată forma pe un film fotografic sau pe suprafața sensibilă la lumină a unei camere digitale. Și atunci, vedeți în acest desen că imaginea intermediară nu mai trebuie să cadă între ocular și focarul obiect al ocularului, ci în fața focarului. Deci trebuie să mărim distanța, trebuie să îndepărtăm ocularul și atunci imaginea intermediară A'B' va cădea în fața focarului obiect al ocularului, care de data asta va da o imagine reală, mult mărită, pe care o putem fotografia, așa cum v-am spus. Să notăm! Ultimul instrument cu imagine virtuală despre care voi vorbi este luneta. Există două tipuri principale de lunete în funcție de domeniul de utilizare. Luneta terestră, cu care observăm obiecte foarte îndepărtate aici la suprafața Pământului, și luneta astronomică, cu care privim obiecte cosmice. Luneta terestră este tot mai puțin folosită în zilele noastre, pentru că practic a fost înlocuită de binoclu, așa că voi vorbi doar despre luneta astronomică și în final voi explica deosebirea constructivă dintre luneta astronomică și luneta terestră. Acest desen explică funcționarea lunetei astronomice. Ea este un sistem afocal, numit și sistem telescopic, de aceea luneta se mai numește și telescop refractor. Un sistem alcătuit din două lentile convergente este afocal, așa cum vedeți în acest desen, dacă focarul imaginii al primei lentile coincide cu focarul obiect al celei de-a doua lentile. Și într-un astfel de sistem, o rază de lumină care vine paralel cu axa optică principală părăsește sistemul tot paralel cu axa optică principală. Dar cu toate acestea, un astfel de sistem are mărire liniară diferită de 1. Și în cursul aplicativ în care voi vorbi despre asocieri de lentile, voi demonstra că mărirea liniară a unui astfel de sistem este F·2 supra F·1, unde F·2 și F·1 sunt distanțele focale ale celor două lentile din sistem. Acum vedeți din nou desenul unei lunete astronomice. Avem și în cazul lunetei un obiectiv care dă o imagine intermediară și un ocular, care funcționează și aici ca o lupă și ne dă o imagine finală virtuală. Dar trebuie să fac niște precizări în legătură cu desenul. Întâi, unghiul alfa 1, sub care am vedea corpul cosmic fără lunetă, cu ochiul liber, este mult mai mare pe desen decât este în realitate. Gândiți-vă cât de mic este unghiul sub care vedem cu ochiul liber, de pildă, o planetă. Apoi, pentru că obiectul cosmic se găsește la distanțe enorme, razele care ajung la lunetă sunt practic paralele între ele. Așa că, practic, imaginea dată de obiectiv se găsește în focarul imagine al obiectivului. Sigur, nu este exact în focar, dar pe desen, distanța dintre imaginea intermediară A'B' și focarul obiectivului este mult exagerată, dacă se poate spune așa. Aceste exagerări sunt intenționate ca să putem urmări mersul razelor și să înțelegem formarea imaginilor.
Exact ca la microscop, ocularul produce, așa cum am spus, o imagine finală virtuală a imaginii intermediare. De aceea, imaginea finală, cea dată de ocular, va fi deci virtuală și în acest caz, el funcționează ca o lupă. Și acum să folosim desenul ca să calculăm grosismentul lunetei. Puteți observa că tangenta de alfa 2 se poate scrie Y1' supra distanța focală a ocularului. Iar tangenta de alfa 1 se poate scrie Y1' supra distanța focală a obiectivului. Și atunci grosismentul, care este tangentă de alfa 2 supra tangentă de alfa 1, va avea expresia Y1' supra distanța focală a ocularului înmulțită cu distanța focală a obiectivului supra Y1', care se simplifică și obținem că grosismentul este raportul dintre distanța focală a obiectivului și distanța focală a ocularului. Deci, dacă vrem o mărire puternică, atunci trebuie să folosim o distanță focală pentru obiectiv mare și o distanță focală pentru ocular mică. Și această combinație ne va da un grosisment mare, adică echivalentul măririi liniare pentru un instrument care dă imagine virtuală. Este grosismentul, ne va arăta de câte ori mărește luneta respectivă. Să notăm. În cazul lunetei astronomice, nu are importanță faptul că imaginea este răsturnată, este cu capul în jos, dar în cazul lunetei terestre, are. Nu e convenabil să privim obiecte aici, la suprafața Pământului, și să le vedem cu capul în jos. Așa că se folosesc două metode principale pentru a răsturna imaginea în cazul lunetei terestre. Prima este intercalarea unei lentile convergente între obiectiv și ocular. Și această lentilă convergentă răstoarnă imaginea. A doua metodă este utilizarea drept ocular a unei lentile divergente în locul unei lentile convergente, dar în acest caz această lentilă divergentă trebuie plasată între obiectiv și imaginea dată de obiectiv. Și în acest caz avem ceea ce se numește în optică obiect virtual, iar ocularul, această lentilă divergentă, răstoarnă imaginea și imaginea finală va fi dreaptă. Tot virtuală va fi, dar va fi dreaptă. Sigur, mai sunt și alte instrumente optice importante, cum ar fi telescopul, dar despre el voi vorbi de asemenea în cursurile aplicative. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!